Atunci când temperaturile scad și corpurile noastre experimentează modificări în nivelurile de energie, trebuie să avem în vedere ce alimente consumăm. Iarna este un anotimp în care temperaturile scăzute și lipsa soarelui ne pot da stări neplăcute. Așadar, anumite alimente pot îmbunătăți chiar și starea de spirit. Iată ce alimente să consumi iarna. Ceea ce mâncăm afectează nu doar starea de spirit și somnul, ci și sistemul imunitar. Unul dintre cele mai bune lucruri pe care le puteți face pentru a vă ajuta sistemul imunitar și pentru a vă stimula starea de spirit este să adăugați alimente bogate în vitamina C. Acestea sunt alimente precum citrice, portocale, mango, lămâi, kiwi, dar se găsesc și în broccoli, ardei grași și căpșuni. O alternativă la alimente cu multă carne și grăsimi, dar care să ofere și confortul unui preparat gustos. Poate fi sushi sau peștele. Alegeți sushi cu ton sau somon. Ambele sunt surse bune de vitamina D. În lunile de iarnă, când ai expunere limitată la soare, sursele alimentare de vitamina D, esențiale pentru oase, devin și mai importante. Deficiența de vitamina D este asociată cu deficiențe de creștere, slăbirea oaselor și chiar riscul de boli de inimă. Supa este hrana perfectă pentru iarnă. Căutați mai ales rețetele de supă de pui sau de legume. Adăugarea de fasole sau linte din conservă sau uscată în supă adaugă proteine fără grăsimi, precum și fibrele atât de necesare. Proteinele și fibrele reduc apetitul încetinind digestia și controlând glicemia, ceea ce poate ajuta la controlul senzației de foame și la o stare de spirit mai bună. Relatează libertatea.ro.